Bună ziua, domnilor consilieri! Ați fost invitați astăzi 18.08.2021 pentru a participa la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Vorgești cu următoarea ordine de zi. La punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 18.08.2021, inițiator primar Temea Lumița Adriana. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Vorgești pentru anul 2021, inițiator domnul viceprimar Călimar Marcel. La punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021, inițiator doamna primar Temea Lumița Adriana, iar la punctul numărul 4, întrebări și intervenări. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Unanimitate. La vot procesele verbale. Supunem la vot procesele verbale de ședințele anterioare, ședința din 6-7-2021, ședința ordinară. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Și din ședința din 6-8-2021. Extraordinară din 6-8. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Vă mulțumesc. Nu am limitat să... Trecem la ordinea de zi. Începem cu primul proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 18.08.2021. Doamna primar. Da, o să încep cu ordinea de zi, dar înainte, în ședința de Comisiei Buget Finanțe, am anunțat că la 11 trebuie să plec la Bacău, dar n-ar fi motive pentru ordinea de zi să nu terminăm în maxim jumătate de oră discutată ordinea de zi, ca să aveți timp să îmi puneți și întrebări, să ajungem și la diverse. Cu bugetul, ați primit hârtiile, cum ați primit de altfel toate. Discuția este pentru asistenții personali. Aceste sume sunt strict pentru salarii. Știți de la început că banii nu sunt toți. Nu am primit până acum, s-au cerut doar machete cu necesarul de sume. Ați văzut și știți foarte dintre dumneavoastră că deja am dat banii pe concedii pe anul trecut, care ar trebui dați anul trecut, i-am dat. Noi dorim și cred că reușim ca luna decembrie să dăm și pentru anul acesta. Și sumele pentru asta sunt, ca să știți, pentru plata salariilor la asistenții personali pe o lună. Dacă luna viitoare nu primim, o să trebuiască luna următoare să intrăm din nou în ședință, să căutăm alți, din altă parte, bani de la noi, să mai prindem încolo. Dar sperăm că rectificarea, dacă urmăriți și noastră la televizor, spun că o să aibă loc la... după jumătatea lunii august, deci de acum ar trebui să aibă loc rectificarea și sper să nu se întâmple ca anul trecut și chiar să dea necesarul de sume la să asigure necesarul pentru plata salariilor și indemnizațiilor asistenților personal și a persoanelor cu handicap. Vă mulțumesc, doamna primar. Înscrieri la cuvânt. Cine dorește să înscrie la cuvânt? Domnul Dămo. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc. Iată că facem o nouă rectificare bugetară, suntem în luna 8-a, cam asta e ultima ședință din august, o să fie trecem în septembrie și am rugat în cadrul ședinței de comisie să vină personalul de contabilitate, să vedem și noi exact unde suntem cu nivelul încasărilor pe această dată, să vedem care e stadiul investițiilor, pentru că din lista obiectelor de investiție pe care noi le-am aprobat la aprobarea bugetului, din păcate, s-a făcut mult prea puțin ca să nu zic aproape nimic. Ce, practic, e foarte urgent sunt cele care țin de școli. Pentru că suntem la 4 săptămâni, practic, mai puțin de începerea anului școlar. Și avem deschimbat geamul la grădinița Vorgești. Sperăm să ne încadrăm. Asta deja e o investiție care chiar ar trebui să o realizăm în timp util. Avem de finalizat, pentru că s-a promis că copiii de la Sohodor vor începe anul școlar în școală nouă. Pe lângă faptul că trebuie terminată școala, avem de făcut și împrejurimile, de racordat apa. Sunt lucrări care trebuie să făcute. Avem terenurile de sport aprobate, atât la Sohodor cât și la Vorgești, la fel. Lucrările ideale să le faci pe timpul vacanței, cât încă nu ai copii la școală. Când o să înceapă și copiii cursurile și tu o să începi să intri cu buldozerul ca să faci lucrări, nu cred că e foarte în regulă. Dar, na, ăsta e ritmul în care se lucrează, trebuie să ne învățăm, se pare, cu treaba asta.
Sper să ne ajungem la final de an să ducem din nou banii în, în rulment, că cam așa văd că se preconizează. Și să-i cheltuim, că de asta avem bani în buget, de asta am aprobat plan de investiții. Nu le mai număr, am, sau am aprobat autograder. De exemplu, astăzi luăm banii de la gaz. S-a promis cu fals că începem, că se trage gaz. S-a renunțat și la, se renunță pe rând pe rând. Centru comunitar, gaz, apă, canal. Nu știu, nu prea se mișcă nimic. Asta e realitatea în comună. Și sper că, nu știu, să înceapă. Să începem o dată să vedem că se întâmplă ceva. Mulțumesc. Domnul consilier, Comisia de Finanțe, știu, Compoliția Consiliului, știu că am avut această discuție cu domnul Dămoc. Domnul consilier, am făcut afirmația că tot ce mă întreabă comisia a zis că vorbim cu comisie ca să nu mai discutăm în ședință. I-am dat răspunsul la absolut tot ceea ce dânsul acum susține că constată, că vede, că presupune. Sunt răspunsurile și sunt nevoită atunci să răspund încă o dată, poate își notează că presupun că nu e, ține de, e vorba de ținerea de minte, e vorba de atitudinea dumneavoastră total împotriva persoanei mele. În fin, haideți să... cu geamurile de la grădiniță. Am dat răspunsul că săptămâna asta se montează geamul la grădiniță. Cu școala. Mi s-a pus întrebarea și am dat răspunsul că cel care lucrează la școală mai are încă 3 lucrări la care a renunțat pe motiv că nefiind bani prin PNDL lucrări fiind, și noi suntem singurii sau singura comună care putem și am asigurat necesarul și atunci au venit și dacă ați văzut, dacă a avut curiozitate să treacă înainte de ședință, cum spune, să vadă că deja s-a pus parchetul, că deja s-a făcut în interior și că sigur începe școala în interior. Noi deja suntem în lucrări cu achiziționare mobilier, deci suntem cu procedura. Acest răspuns l-am dat. Cu geamul le-am zis. Cu centrala m-a întrebat, acum cred că a uitat să spună, de centrala Sodor și cu centrala avem deja contractul. Cu terenul de sport și acolo am dat răspunsul că m-a întrebat și i-am spus că avem, s-a trimis contractul, s-a trimis într-o formă pe care nu am putut să o acceptăm noi de 2 ori. Motiv, unul dintre motive, au fost mai multe, dar unul dintre motive era că dacă din orice motiv nu se poate continua lucrarea sau se întrerupe, ei vin să-și ia tot nu, și nu ne dau nimic înapoi. Adică am zis, domnule, ne-ați plătit, am pus teren sau nu știu ce, ne-ați plătit 400.000 de lei, noi nu vi mai dăm înapoi dacă ne-am oprit. Nu, n-am acceptat. Am acceptat contractul agreat de noi și acum ies din ședință, îl semnez și dăm drumul. Deci și cu terenul la... Pentru Sohodor, când a venit domnul cu terenul, a zis și zic eu că ideea nu era, având în vedere că o să fie școala nouă și să achiziționăm acolo, a zis că acolo ar fi foarte bine, că tot nu ajung acei 50.000 de lei cât sunt, să facem, să achiziționăm, să facem pentru loc de joacă niște... leagă, sau ce mai, adică un loc de joacă. Dar asta nu e ceva final, nu e o hotărâre final ca să vin să vă anunț și să știu ce o să decidem. E ceva despre care o să discutăm inclusiv cu dumneavoastră, domnule consilier. Ce mai era? Poftim? Trebuie neapărat terenul. Terenul ăla, nu ăla, l-așezăm. Nu, la școala nouă. Nu s-a renunțat la, cum se spune, la acea dorința noastră de gaze, s-au luat banii, de ce? Știți foarte bine și am spus, proiectul de gaze este legat strict de PNRR. Domnul Dămoș, știu sigur că aici are mai mare idee decât mine, pentru că ministrul dezvoltării este de la PNRR, domnul Ghinghineș sau cum este, care tocmai a dus PNRR-ul, adică proiectul la Uniunea Europeană, se amână, dacă nu sunt, nu-i aprobat și nu vin fonduri. Am zis așa și am spus și dânsul în ședință, să nu ținem banii blocați în cazul în care nu o să fie aprobat PNRR-ul și să luăm să dăm bani la asistenții personali, dar în cazul în care proiectul acela este mâine aprobat și noi primim aprobare pe proiect de gaze, imediat găsim bani și punem pentru a merge mai departe cu gazele. Deci nu s-a renunțat. Da. Pentru centru comunitar. S-a zis, s-a făcut la Corbas, că a renunțat și Ungureniu, pentru că nu este nici lume care să meargă și, ca investiție și tocmai a spus în ședința de comisie. Am dorit să facem o sală de sport. Pentru că tot se face și terenul și vrem din clădire să facem o sală de sport.
Dar e vorba de rectificare de buget. Nu, am dat răspuns pe dumneavoastră. În expunerea de motive de rectificare de buget, nu n-ați amintit și nu a fost vorba de ceva aia, de investiții. Aia o să facă obiectul, aia o să facă obiectul altor ședințe, bănuiesc eu. Sau la întrebări și interpelări. În legătură cu prezența funcționarilor, aici am spus că atâta timp cât sunt, a zis să vină doamna contabilă să spună de ce s-au făcut investiții sau nu, și am zis asta știu eu, pentru că doamna contabilă doar face plățile la hârtiile care vin. Dar dacă se face sau nu o investiție, e obligatoriu că trebuie să știu o prima dată. Da. Și am și primit răspunsuri, v-am zis pe partea aceasta. O scurt întrebare, vă rog. Da, domnule. Doamna primar? Nu, cred că nu o să încep răspuns la replică, replică, la replică și tot așa. Da, dar sunt încheiați aici, vă rog frumos, pentru că... Doar atât. Da. După cum ați observat, deci doamna primar nu a contrazis, a confirmat și a enumerat toate proiectele care nu sunt finalizate în comună. Eu nu am cerut decât și să insistăm să finalizăm proiectele la timp ca cetățenii, copiii, în speță cei cu școli, să se bucure de investiții. Deci, până la urmă, cred că concluzia este bună. Iar ce a zis domnul Mechică cu rectificarea, tocmai asta, dacă noi am ști exact care e stadiul, la care investiții se renunță, de exemplu, autogrederul, dacă nu știați, nu o să mai fie cumpărat de noi. Acum am înțeles că se face un proiect prin gara. Da, am spus și ședința trecută. Și noi avem 600.000 de lei puși prin și acolo. Am putea să luăm din bănuții aia, să ducem. Avem atâtea poduri care stau să cadă, să ne apucăm de niște șanțuri. Adică sunt niște lucruri normale pe care... Dar nu spuneți la investiții, trebuie să le aprobăm din nou la alt proiect. Avem rectificare, se poate veni cu amendament, să ducem bani unde sunt nevoile urgențe. Acum să discutăm rectificarea asta pentru asistenții personali. Vă grăbiți și așa. Păi nu mă grăbiți, domnule. Ridicăm mâna și plecăm acasă și am terminat. În legătură cu Crederul și aici am răspuns în ședință. În legătură cu Crederul, am spus clar. Suntem acum pentru obținerea finanțării din cal, dar este o sumă fixă care se dă, nu se poate mai mult. Valoarea unui autogreder bun, dacă tot este să luăm, este mai mare. Iar fi bine să venim și cu acea sumă pe care am prins-o, diferență de la noi. Deci asta a fost discuția. Dar până nu avem finalizat, să știm sigur că noi suntem cei care obținem finanțarea de la cal pentru greder, așteptăm, dacă nu, o să achiziționăm așa cum este hotărârea. Deci să se înțeleagă, nu s-a renunțat la absolut nimic. Și am vrut să spun, nu că n-am înțeles ce a zis domnul, nu că i-am dat dreptate, am vrut doar să vă spun că toate aceste investiții, acum știți și bugetul a venit târziu, sunt documente care trebuie făcute, nu că a venit dânsul cu propunerea sau mi-a amintit sau m-a trezit ca să fac toate astea. Am vrut să vă spun că toate astea sunt în lucru. Deci cu vorbele dânsului sau fără, sau nu m-a trezit, eu eram trează, le-am făcut. Deci asta e situația, atât. Mulțumesc. Dacă dorești, mai dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de ordine de ordine? Supunem la vot. Cine este pentru? Primul proiect de ordine. Împotrivă? Abținere. Avem o abținere, vă mutăm loc, da? Fratele, da? 13 pentru, da? Mută bani la asistenții personali? Mulțumesc. Deci ca să justific, deci nu mă abțin pentru faptul că nu sunt de acord să meargă banii la asistenți, ci mă abțin pentru faptul că personalul din primărie, dar nu vine să-ți dea clarificări, plus că avem atâtea investiții și am putea să ducem banii unde e cu adevărat nevoie să rezolvăm și o altă problemă urgentă. Cel mai simplu răspuns este nu sunteți de acord. Este cel mai simplu. Da, abțineți-vă că nu v-ați dacă s-ar abține, dacă s-ar abține toți... Nu mai da pătit așa după masă, după pe dacă s-ar abține toți consilieri. Doamne, am o întrebare și eu. Dacă s-ar abține încă o consilieri, ar mai putea da bani la asistență? Nu, normal nu. Ei, asta este. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și desemnării situațiilor de urgență al Comunei Horgești pe anul 2021. Inițiator este domnul viceprimar Căriman Marcel, după cum ați aflat, dânsul nu este prezent, ca să expună și domnul secretar, dar nu e problemă, să încep doar până banii aceștia, tot ce e prins în acest proiect de hotărâre cu planul anual, toți banii sunt prins în bugetul inițial pentru ISU. Acest plan trebuie trimis la ISU pentru a fi avizat. Dar voiam să vă spun și așa, pe care aceasta e și filmat și cu ajutorul dumneavoastră care doriți, vorbiți cu oamenii. Ieri, după ce au fost atâtea incendii, că ați văzut că am mai pus pe Facebook, lăsăm la locuințe, Doamne ferește, dar e vorba de la Miriște, că la locuințe, Doamne, ia de la un scurt circuit, dar la Miriște ați văzut ce a fost.
aseară s-a dat pe Bazga, între Bazga și Orgești, și exact ce vedeți la greci, deci ars pădurea, ca să știți, vege, și a trebuit să intervenim, noroc, noi, la noi au ajuns imediat, că ne-au și felicitat cei de la ISU, dar au venit inclusiv Sascutul, inclusiv Bacău, deci a fost acolo hectare de miriște plus pădurea. Cioate și tot și nu se singeau și acum știți ce înseamnă când arde o cioată și cât se menține tot. Trebuie văzut acolo dacă intra mai tare în pădurea de la Josen, era o tragedie. Trebuie văzut și vorbit cu oamenii să înțeleagă că nu doar dau drumul și dau foc la o miriște. Putem să ardem noi ca oameni, ca locuințe și toate. Deci, asta, rugămintea, să încercăm. De acum eu tot azi, poate se termină cu miniștele. Uite că au ajuns și totuși au găsit să dea foc și la așa ceva. Vă mulțumesc, doamna primar. Da. Înscrieri la cuvânt, vă rog. Cine dorește să înscrie la cuvânt? Domnul Dămoc? Mai dorește cineva? Mulțumesc, domnul președinte. Da, am solicitat și prezența șefului SVSU în cadrul ședinței de comisii. Nici domnul Temen a binevoit să ni se alăture. Tocmai în ideea asta aș fi vrut să discutăm, să vedem situația din teren. În urmă, e șef de serviciu, are printre responsabilitățile dumnealui, este și cea de prevenire, de informare a cetățenilor și vreau să vedem cum e în teren situația. Doamna primar, e clar că înțeleg și din postări și din ce ați spus mai devreme, că de vină sunt cetățenii care dau foc necontrolat, da? Nu, e șeful SVSU. Doamna primar, vă rog. Da, mă scuzați. S-a identificat vreun vinovat până la, din toate aceste incendii care au fost? Nu are fișa postului atribuții de detectiv. Asta nu are. O să luăm... Da, dumneavoastră o luați în glumă. Eu vă întreb serios. Păi da, chiar întrebarea e o glumă. Întrebarea dumneavoastră este o glumă. Adică au venit pompieri și n-au identificat și a fost poliția și n-a să cereți ca șeful SVSU să identifice persoana care a dat foc. No. Dar e chiar râs asta ce face. Șeful SVSU are obligația... Vă certați altă dată. Dar nu mă cer, domnul Bobo. Discutăm normal. Dar mai discut normal. Șeful SVSU, în momentul în care intervine la un astfel de eveniment, are obligația de a sesiza organele competente, nu? Pentru că dacă mai ales dacă este bănuiala că a fost... Dar vin acolo! Dacă nu ceva incendia, nu? Și asta voiam să întreb. A fost identificat vreun vinovat? Pentru că noi acum avem voluntari plătiți. Avem niște cheltuieli de la bugetul local. Vinicoia să combine. O întrebare. Trebuie identificată persoana vinovată înainte de stingerea incendiului sau după? Haideți, domnul Butnar, deci, văd că aveți chem de luat în râs. Dacă nu-i întrebări de genul ăsta, aș răspuns în pe măsură. Domnul Dară, vă rog frumos. Scriți la cuvânt. Să fim informați. Aș fi vrut și eu să vedem rapoartele de la intervenții, să vedem cum s-a intervenit, care au fost problemele de la fața locului. Am văzut, de exemplu, într-o postare pe Facebook pe 24 iulie, era doar domnul Temea Cristinel, domnul Crisecaru, cred șofer, și mai era un copil, care un minor, așa pare, că ar fi un minor care ținea furtunul la intervenții. Deci dacă așa se intervine serviciul voluntar de la Forgești, așa intervine la incendiu, mie nu mi se pare în regulă. Și asta aș fi vrut să întreb. E rău că întreb lucrurile astea? De asta zic, să vedem. Să văd și să văd raportul ăla, cine a intervenit, cum... Dar nu e în regulă, chiar nu e în regulă ce se întâmplă. Vă gândeam să zic, vreți să venim, să ridicăm mâna, să plecăm acasă, da? Nu e chiar așa. Mulțumesc. Pot să răspund, domnul? De mă că aveți o frustrare cu șeful SVSU. Oamenii au văzut, a fost și lăudat pentru intervenția de atâtea ori. Dacă aici îmi cer scuze numele domnului Prisecaru Costel că a filmat, a făcut acel film și nu are calitățile dumneavoastră de a filma și n-a filmat decât câteva imagini și acel copil era Marius Prisecaru, fratele lui Costel Prisecaru, care este a făcut armata la pompieri, deci acel copil este Marius Prisecaru, este trecut în și are 40 ceva de ani, are fată de 20 de ani. Deci numai copil nu putem să-i spunem. Greșeala că n-a filmat, dar dacă ați fi în localitate, ați ști că la acel incendiu au fost cetățeni și vă dau numele, Luca Cionel, care a ajutat. Au fost întrebați, familia Luca Cion Păduraru, întrebați familia Neculai Breahnă, așa, și... Sunt mai mulți care au participat. Lu Breahnă i-a dat foc, la mine, Lu Breahnă i-a dat foc, da, el n-a bucurat ajutătorul. Iar
rapoarte operative, v-am spus foarte clar și în ședința de comisie, puteați să le solicitați și înainte când ați primit ordinea de zi, să le solicitați. V-am spus că nici să nu le mai faceți scris, o să vi le trimitem pe mail, pe absolut toate, sunt corecte și ceea ce dumneavoastră concluzionați, cum faceți de obicei, chiar nu mă deranjează, oamenii sunt foarte mulțumiți de intervenția, inclusiv cu mașina aceea de pompieri pentru care ați votat împotrivă și mulțumesc domnilor consilieri că nu s-au format atunci să fie majoritatea să voteze împotrivă și să nu fie achiziționată. Am fost lăudați inclusiv aseară de pompieri, ei aveau o mașină mai puțin dotată și arăta mult mai rău decât a noastră. Cam, cred că am răspuns mai mult. Nu am ce. Vă mulțumesc, doamna. Domnul Budou, dumneavoastră... Eu susțin proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului anual, pentru că sumele care sunt prevăzute și detaliate în acest program sunt prevăzute deja în bugetul inițial, sunt asigurate sursele pentru cheltuieli și rog atâta să urgenteze cu investiția pentru mașina de pompieri, pentru că vom ajunge în sezonul rece și... Dar ieri pompierii aseară au întrebat de cea trusă de nu trusă, de mască. Am prins în programul ăsta și mască de oxigen și toate alea. Deci ce a fost asta, ne-am încadrat la alea de urgență. Urgent este să demarăm investiția, doamne Fuma, ca să intrăm în sezonul de iarnă cu... Că, așa cum spunea dumneavoastră, că este foarte de bună utilitate în mașina, să fie și pentru perioada de iarnă, că și în perioada de iarnă, focurile prin sobi, prin toate alea. Și dacă noi avem asigurat din nou gheață, apa în mașină, se intervine și mai rapid. Pentru acum, de la 1 septembrie, încep lucrările la magazie pentru... Foarte bine, foarte bine și dacă se termine, și mai bine, pentru că vom avea și perioada de iarnă intervenție. Vă mulțumesc, doamnă Budău. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la punctul 2, se depune. Dacă nu mai dorește, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem două abțineri, doamnă Budău și domnul Dămoc, da? Da, abțineri. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de asociere privind finanțarea activității de protecție și de tip rezidențial la persoane cu handicap pentru anul 2021. Inițiator, doamna primar, temele Luția Adereana, vă rog, doamna primar. Domnul consilier, dumneavoastră știți că în fiecare an este aprobat acest proiect de hotărâre. Avem și noi câteva persoane din localitate care sunt în centru rezidențial și de aceea am venit cu acest proiect de hotărâre. Te spun că acesta chiar nu e nimic de discutat, în fiecare an se aprobă, e... Deci eu vreau să fac o casă mai apară cu voi. Da. Contractul cadru a mai fost aprobat. În fiecare an. Deci a fost aprobat. Acum nu revine la acest contract decât prin schimbarea directorului. Deci nu e nicio... Și nu se modifică nici contribuția, este aceeași contribuție. Iar la capitolul 56, transferuri și contribuții pentru persoanele cu handicap, avem prinse sume în bugetul inițial. Numai ne lipsea contractul ăsta care să putem vira. Eu sunt de acord și susțin proiectul de hotărâre. Cine mai dorește să ia cuvântul la proiectul de 3 de pe ordinea de zi? Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai dorește nimeni, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci avem 14 voturi, da? Trecem la punctul numărul 4, întrebări și interpelări. Vă rog frumos să vă înscrieți pe listă cine dorește să ia cuvântul. Domnul, da? Da? Cum să punem întrebări? De ce nu se face aia? Asta zic că știu că jumătate de oră trebuie să termină. Altcineva, cine mai dorește? Și încă ați împreunat dumneavoastră cu conversație. Nu mai dorește. Domnul Caro, vă rog frumos. O întrebare pentru doamna. Dacă reușim cu grădinița la Lăcătos să facem și recepții, să începem anul școlar? Garantat. Avem deja vizitatul și pe Ion. Avem totul finalizat ce ține de documente. Ca să nu-i mai cărăm scozare. Da. Nu, sigur. Că avem nevoie de spații, să le dați în plus. Da. Foarte bine că sunt grasă. Da, da. Domnul Lina.
Tot o întrebare pentru doamna profesor, vreau să întreb, v-am mai întrebat, la școala la Săudor, dacă se reușește până să începe anul școlar, să se schimbe centrala electrică. Da, păi am spus când a fost discuția de investiții că da. Deja avem, avem totul de, ce ține documente și am zis că vin și schimbă. Doamna primară, o întrebare tot sătienii, vreau să se vor să se umple linia asta care a spus că extindeți și vrea și un răspuns mai urgent sau mai târziu. Vreau întrebat și personal, ați văzut că am avut proiect, deja au venit și cei de la EON, extinderea cât de curând începe pe zona, strada principală. Sunt la stadiu, au terminat tot ce a ținut avize, că s-au ținut foarte greu avize. De exemplu, mediu dă în 3 luni de zile un aviz. Foarte greu de la mediu. A primit, inclusiv ultimul de la mediu s-a primit. Urmează să se facă procedura, știți, proiectul și cu licitația și se începe lucrarea. Extinderea garantat se face și, adică suntem în pași atât de buni, inclusiv cu celelalte 3, nu tronsoane, dar 3 părți. Știți că s-au împărțit strada principală, după aceea vine și cu strada nouă, cu ceste și încă o stradă, că e vorba de transformatoare. Și toate 3, nu, și bazga. Deci toate 3 sunt... Noi suntem. Vă mulțumesc. Domnul Dămuc. Am discutat și în cadrul ședinței despre nevoia unei investiții la căminul de la Forgești. Răzcătău? Nu, 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 de la Forgești a zis domnul Dămuc. Da, a zis și despre Forgești. Vreau să, pentru că tot a fost cramul și foarte bine, lumea are nevoie și de astfel de evenimente. S-a dat la aprobare de a se monta acele leagăne în curtea căminului. Însă când faci lucruri de astea, te gândești și la ce implică pe lângă. Și anume și o să fac referire la toaletele de lângă, care arată cam așa, pe care copiii au fost nevoiți să le folosească. Deci un focar de infecție, nu poți să faci lucrurile așa, deci nu poți. Numai să zâmbești, să așa, dacă n-ai nevoie la o toaletă să mergi să sărici, să-ți îmbolnăvești copilul, nu e în regulă. Și aș vrea să aveți în vedere aceste aspecte. La fel a fost și în median, n-ai o toaletă ecologică, n-ai un coș de gunoi. Astea sunt lucruri care trebuie avute în vedere, pentru că nu e toaletă ecologică. Da. Atât? Haideți să răspund. Cu instalarea leagănelor la cămin, curtea căminului, a fost acordul părintelui. Știți foarte bine că toaletele de la cămin țin strict de Biserica Catolică, de biserică, ce-i drept că noi cetățeni ne folosim când avem pomeni, slujbe sau nunți. Și tocmai că a zis că am discutat în ședință și am discutat și am spus să se vină cu un proiect de hotărâre pentru alocarea sumei de bani. Noi nu putem decât să dăm bisericii și biserica să facă investiția. Noi nu putem face investiții pe imobile care nu sunt ale noastre. Acele toalete nu sunt ale noastre. La da, toaletele ecologice recunosc că nu au existat, aveam și posibilitatea să le montăm. Am vrut să vedem, nu știam ca număr, unde să le punem și aici urmează la anul să avem în vedere treaba asta, dar cu coșurile de gunoi, deci iar, nu știu, n-ați venit, n-ați vrut să vedeți, au fost coșuri de gunoi montate și bănci. Au fost și două și sunt și acum, până se vede, două containere mari. S-au pus saci de gunoi cu în formă de pungă, s-au agățat peste tot, la gărduți. Deci ce afirmați dumneavoastră e nu corespunde cu adevărul din teren. Dar nu știu, cum ați vrea să vedeți coșurile de gunoi, ce vreți să fac, să vă fac și o poză. Poate nu prind culoarea cea mai potrivită la pubelă și nu o vedeți. Dar asta este. Cam atât cu... Domnul Boboc urmează. Domnul, e un suflu scurt. La noi, la Săudor, pe drumul ăla care coboară de la Don de la Vale, este un podeț care de acum mai nepracticabil. Au fost acolo autogredurul, s-au pus balas de la vale și de la deal, fără să aibă în vedere că pe podul nu se mai poate circula. Pentru că a venit apa, acum a venit mireul, a sâmpat și a rămas doar așa, ca o cărărușă prin streacă, căruță, la toate, și așa mai departe. Să se intervină și acolo.
cum nu o să mergem numai pe unul, spune domnul Bătrânar, nu am nimic cu el, eu vreau la grădință la rece, vreau la grădință la... Nu știu ce teren, ce sport, ce mai trebuie, dar trebuie să nu lasă un domnul. Tot bate în cap de atâția ani cu școala și cu cine a făcut acolo și... O noroc de Banca Mondială, că nu a făcut alea pe școala aia acolo, când mâncă, să mai stai. Orientați-vă, uitați-vă și pe acolo, loc pe doamna primar, să mai e la pas și ea pe jos, pe acolo, pe la noi, prin Săvodov, de la Vare. Nu vorbesc de la Vare. Dacă o să meargă la pas, o să treacă pe mașină numai prin centru, o să vadă și necesită. Ia să întrebați, că am vorbit și cu oamenii acolo. Ia să de exemplu, ca să vedeți că am luat-o la pas, inclusiv acolo am fost și în spate la domnul care fac engine dumneavoastră, domnul Oteliță, și îl întrebați pe dânsul, când stați în familie și discutați, și am fost. Și chiar este problema acum și urmează să discut, pentru că proiectul de extindere rețea de la strada nouă, ca să meargă în partea cealaltă, a fost propunerea să facem drum pe acolo prin spate, unde domnul Oteliță chiar ceruse să facem drum, se opune puțin ursul, acum știți despre cine este vorba, dar nefiind terenul lor al ursul, fiind rezerva primăriei, acolo să facem drum ca să fie ieșirea pe partea asta altă, să putem face în condiții bune extinderea rețea. Deci am fost și am luat-o la pas. Bine, bine, și pe acolo am fost, acolo m-am întâlnit cu domnul Lilă când am fost și ce e drept, a zis că aduc un, să aducem, da, am întârziat cu rugat, am discutat să aducem un tub din acela mai lung și să punem placă. Deci întrebați că am fost la pas. Bine, bine, da. Acum, da, recunosc în schimb că am întârziat ceea ce a spus domnul Lilă, cu dânsul am fost, am văzut și am zis că îi să intervenim și am întârziat cu intervenție, dar mulțumesc că mi-ați amintit și o să avem ca prioritate. Doamna primară a sesizat o problemă pe râul, pe râul Recea, în spatele căminului cultural. Cred că s-au adunat acolo câteva milioane de peturi, care aproape se revars în Siret. Cum am putea interveni acolo? Adică, dacă ajung peturile în Siret... spatele căminului... pe râu, pe la punte, la Răcătău, nu? Da, la Răcătău, da. Mi-ați spus, o să anunț colega de la, care răspunde și are atribuții pe salubritate. Dânsa a mai intervenit cu oameni și au mai curățat în mai multe locuri, chiar pe pârâul Răcătău, cum zice, și în alte zone. O să o anunț chiar astăzi. Acum este cu, a venit pentru prima dată mașina de salubritate care ridică cronică separat gunoiul de la societății comerciale și pentru că șoferul nu știe acum unde sunt societățile, unde au... unde sunt magazinele, colega s-a dus pe teren. Dar mâine o să meargă acolo, da? Da. Domnul dar pârâul nu este, mă scuzați, nu este apele române, pentru ce trebuie să intervenim? Da, au venit și la apele române și curățenile nu cere să facem. Ei stau pe malul bunoaiele. Dar nu e nostru, noi nu-l putem folosi. Am mai curățat odată cu... Este obligația noastră să întreținem... Acum, domnul Mitică, dacă tot ori vine vorba de pas, poate el, până spui domnul viceprimar, să iei o leacă la pas de la stație și până la fostul CAP, să vedem ce se face cu șanțul ăla de pe partea dreaptă, cum mergem spre Sofă, da. Așa, la pas, că... Da. Atât? Domnul Bădău? Atât. Nu. Am crezut că vreau să-l ascult. Mai dorește cineva? Ia, Bădău. Dacă nu mai dorește nimeni... De când în ce se lucrurile nu știu. Aș ce voia să spun, să nu se mai audă. La Fuego nu s-au dat 400 de mii de lei. Sunt zbor, 3.400. Știți foarte bine, da, așa a fost. Știți foarte bine că suma alocată pentru tot spectacolul a fost 20 de mii de lei. Deci nici într-un caz nu se putea da. Eu nu știu că e contract cât. Ce am auzit când vorbea la telefon, am spus, a fost când l-a sunat și a zis Paul, acum ți-am virat 1.500 de euro. Deci asta am auzit discuție, că ca un avans, dar oricum nu 400 de mii de lei, nu 40 de mii de lei, nu 3.000 de euro. Nu era nevoie de un rezolvat, nu-i trebuie nimic, care-i fuie că lua bani de lucrici facuie. Ba da, trebuie și el, adică altfel nu i-ar fi avut dacă nu lua bani. Așa vă spun și eu dumneavoastră că poate aveți și nu mai trebuie să luați de altă parte. Fiecare vrea un bani. Bine, mulțumesc mult!